În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Știm-te pe tine, Fiul lui Dumnezeu. De ce ne chinuiești pe noi mai înainte de vreme? Iată ce explicație logică din partea duhurilor întunecate, într-un acord de discuție cu Mântuitorul Iisus Hristos, aflat pe latura de nord a Mării Tiberiadei, deci partea cea mai înaltă de către munți, unde era și cetatea Ghergesenilor, locul unde îndeletnicirea de bază era creșterea porcilor, ca drept dovadă că dracii au găsit să distrugă ca materie porci și să-i arunce în mare. La prima vedere, pare un lucru interesant sau pare un lucru de poveste? Niște diavoli care au intrat peste porci, i-au chinuit, i-au mânat în mare, s-au necat și bineînțeles că au fost mâncare peștilor, dacă n-or fi fost recuperați și tăiați. Dar pe noi ne interesează motivul pentru care demonii aveau treabă în acele ținuturi. Acei demoni care erau acolo în acele ținuturi aveau treabă cu oamenii. Deci oamenii care ajunsese la o măsură de păcat foarte înaltă, și aici trebuie să știți, și am să accentuez pe următorul lucru. Păcatele cresc în treaptă și în virtute, repet, păcatele cresc în treaptă și în virtute, în raport de gradul de nesimțire din noi. Și sunt păcate ușoare, păcate mari și păcate grele. Păcate împotriva Duhului Sfânt, păcate strigătoare la cer și păcate de moarte. Iar la rândul lor, filocalia le împarte în păcate subțiri și păcate groase. Păcate subțiri din partea minții sau din partea rațională și păcate groase făcute cu trupul. Și când mă refer cu trupul, beția e un păcat grosolan. Desfrâul e un păcat grosolan. Crima e un păcat grosolan. Pe care omul le săvârșește, deci cu ființa lui. Deci pipăit, văzut. Și cum știm că un păcat există? Prin patima care se manifestă din om. Cum ai să-ți dai seama de un om că e zgârcit? În momentul când nu dă milostenie. Cum ai să-ți dai seama de un om când e rău? Când e dușmanos? Când ai să-ți dai seama de un om că e prost? După faptele lui. Și la ce te ajută lucrul ăsta? Să faci diferența între bine și rău, între lumină și întuneric, între existența lui Dumnezeu în om și lipsa lui Dumnezeu din viața omului. Și asta vorbim noi în termenii populari când spunem ăsta e un om fără Dumnezeu. Deci faptele lui concretizează lucrul acesta. Dar iată că la aceste forme de păcat, există și o stare culminantă a păcatului, numită demonizarea sau îndrăcirea. Pentru demonizare sau îndrăcire, dacă ați văzut, și România a fost cândva sub eșafodul acestor manifestări, imediat după Revoluție erau de-a îndrăciți și de-a demonizați, dar aia erau falși. Adică ce făceau? Făceau tot felul de chițcăieli și de țipături și tot felul de panorame prin biserici și preoții își pierdeau vremea cu ei, făcând fel și fel de rugăciuni și fel și fel de dezlegări în ideea ca să vindece. Dar vindecarea nu venea de la preot, vindecarea venea de la om. Deci îndreaptă-ți viața să iasă dracul din tine. Îndreaptă-ți faptele să iasă demonul din tine. Îndreaptă-ți faptele să poți să te curățești. Îndreaptă-ți faptele să poată să se sălășluiască Duhul Sfânt. Și atunci a început o întreagă pleiadă de, ca să spun, o tradiție în biserici, în mănăstiri. Și veneau acești smintiți, ca să spunem, psihopați, dereglați mental, depresivi, maniaci, schizofrenici
Și toată lumea stătea și îi călca în picioare și îi punea la pâine și apă și citea pe ei doar s-o izbăvi. Nu! Deci trebuie să înțelegeți logica acestui lucru. Îndrăcirea sau demonizarea este cu totul altceva. Să nu o confundăm cu bolile mentale sau cu deviațiile de comportament pe care le întâlnim noi în societate, în anumite manifestări umane, dar cu delirul acesta religios, adică cu manifestarea tipică, deci legată de viața bisericii. Un demonizat, în primul rând, nu primește sfintele taine, nu are contact cu biserica, nu are contact cu rugăciunea, nu are contact cu spovedania, nu are contact cu cele șapte taine ale bisericii, except în botezul, că să spunem că poate e botezat. Dar el nu participă la liturghie, nu participă la masă, nu participă la viața de familie, deci nu are taina cununiei, nu participă la harisma bisericii, la rugăciunile bisericii. Și atunci îl cunoști că este demonizat. Și atunci care e rădăcina demonizării? Ateismul. Neîncrederea în Dumnezeu. Și neîncrederea în Dumnezeu ce face? Neîncrederea în Dumnezeu stârnește o mai veche rădăcină a păcatului. Și ce este păcatul în primul rând? Păcatul este dezlipirea de Dumnezeu și unirea de Satan. Asta e definiția păcatului. Toată lumea dă păcatului o definiție de oricare alta, numai cea adevărată nu. Deci păcatul este dezlipirea de Dumnezeu și unirea de Satan. În momentul în care ni s-a spus în Scriptură, nimeni nu poate sluji la doi domni, ori pe unul va iubi, ori pe altul va urâ, atunci în mod categoric nu poți să fii în același timp și sfânt și demon. Deci, în momentul în care faci fără de legi, slujești pe Satana. În momentul în care faci fapte bune, slujești pe Dumnezeu. Și aici apare următorul, dacă vreți, mod de etichetare a păcatelor. Primul păcat este iubirea de sine și mândria. Și acestea sunt păcate subțiri, numite în filocalie chiar angelice. De ce? Pentru că înșelările și căderile la care duc, omul nu-și dă seama de ele. Spune câte un om l-a spovedit: părinte, sunt mândru sau sunt mândră. Nu poți să-ți dai seama în ce măsură ești mândru sau mândră până nu-ți vezi neputința. Adică trebuie să fii motivat să-ți înțelegi mândria. Că ești arogant, că ești infatuat, că ești plin de sine, că ești trufaș, nu ține de mândrie, e deja de o altă natură a păcatului. Mândria, de obicei, după filocalie, spune așa, că are la rădăcina ei următorul îndemn: fapta bună cu scop rău. Deci țineți minte, fapta bună cu scop rău. Și unde găsim confirmat în Sfânta Evanghelie acest lucru? Când faci masă, nu chema prietenii și cei ce te iubesc și pot să-ți întoarcă. Cheamă pe cei săraci care nu-ți mai întoarce niciodată. Că zic vouă, de vă veți să vă întoarce vouă fapta voastră cea bună. Amin, zic, ați luat plata voastră. Nu faceți rugăciuni ca fățarnicii prin pețe și prin ulițe, ca văzându-vă oamenii cu fețele smolite să spună: iată, aceștia postesc și să roagă. Deci iată, intră nascuns, roagă-te nascuns, ca nascuns să ți se și plătească. Deci iată un mod de a scăpa de păcatul mândriei. Deci în primul rând, ce înseamnă mândria? Înseamnă virtute la vedere, deci virtute la vedere, și aici noi trebuie să ne păzim de slava deșartă, care este vârful mândriei. Slava deșartă, spunea răposatul mitropolit Antonia al Ardealului, te umflă precum o geantă de mașină în care bagi aer și faci o anumită presiune, iar când o depășești, explodează, se sparge. Așa și omul. Se umflă în sine până acolo unde uită de Dumnezeu. Și este păcat diavolesc, mândria, cel mai periculos păcat. Dar în Sfânta Evanghelie ne dă și remediu. Și fiul risipitor, venindu-și în sine, s-a sculat, deci iată ce frumoasă e revenirea în sine. În primul rând te scoli din păcat și a zis: am greșit la cer și înaintea ta, mă voi duce la tatăl meu și îi voi spune.
Tată, am greșit, la cer și înaintea ta, te rog să mă ierți. Deci, iată revenirea în sine, din mărirea de sine, din slava de șarpe. În momentul în care am ajuns la această stare, noi nu ne dăm seama cât facem de bine sau de rău. Dar făcând fapta bună cu scop rău, cu dorința de a fi văzuți, lăudați, de a fi dați cu pielea, de a fi ridicați în slavă și cinstiți și de a ne, cum se spune eu, de a ne lăuda între noi. Vai, domnul cu tare, vai, cât e de credincios, vai, doamna cu tare, dar cât e de evlavioasă, asta știe Dumnezeu, noi nu știm nimic. S-ar putea că toată rugăciunea noastră și toată jertfa noastră, prin această înălțare a minții, să fie ca ce? Ca un fum negru care se urcă la cer, în loc să fie ca o tămâie cu bun miros. De ce? Pentru că, în esență, omul simplu și modest este caracterizat de ce? De modestie. Și dacă ești modest, noi folosim în termen filocalic modestia sub forma smereniei. Și cineva întreabă, ce este smerenia? Tot vorbim toți de smerenie. Ce este aceea smerenie? Este comoara de virtuți pe care a îmbrăcat-o Hristos sau haina de mărgăritar și pietre scumpe a Dumnezeirii. Hristos a răbdat, Hristos s-a smerit, Hristos ne-a suportat, ne-a tolerat, ne-a mântuit, nu s-a mândrit, nu s-a trufit, nu s-a înălțat. Și a și spus-o. De mă vădește cineva de păcat să spună. Iar dacă n-am greșit, de ce mă lovești? Deci iată ce categorică este întrebarea. Același lucru trebuie să-l știm și noi în viața socială. În momentul în care ești modest, și acum cineva întreabă, ce înseamnă să fii modest? Ca să fii modest, trebuie să fii creștin. Ca să fii creștin, trebuie să dai pe din afară de corect. Deci un creștin nu poate greși. Orice greșeală o face un creștin, se îndreaptă împotriva aproapelui. Dacă fur, pe aproapele îl lovesc. Dacă dușmănesc, pe aproapele îl lovesc. Și noi avem acel nărav bolnav. Ne hrănim cu gura ca lupii la potir cu sfintele taine, dar de aici blestemăm, batjocorim, cârtim, dușmănim, vorbim de rău. S-ar putea ca acea împărtășanie despre care spunea Apostolul Pavel cândva să ne fie foc și o sândă, că trebuie să ispitească omul de, pe sine dacă mănâncă din pâine sau din pahar să guste, să nu-și ia lui și foc și o sândă. Deci, iată un model de a ne cunoaște interiorul. Și aici vorbim de ce? Ca să le putem lua paralel. Prima demonizare este demonizarea intelectuală. Deci ca să știți care este primul fel de demonizare. Ce înseamnă demonizarea intelectuală? Afundarea în sistemul de cultură a științei până la negația lui Dumnezeu. Deci asta este primul fel de demonizare. Ai învățat psihologia, filologia, dreptul, medicina, cibernetica, automatica, tot ce vrei tu. Și la un moment dat spui, lasă băi, ce n-am studiat eu, la prostiile astea cu Dumnezeu, știința e totul. Ei, această boală a demonizării intelectuale, a domnit și la noi în România în timpul comunismului, timp de 50 de ani, prin ce? Prin ideologii înfocați. Nu că ei erau atei sau chiar credeau în ateism sau negau existența lui Dumnezeu, dar pentru că partidul le plătea bine și îi lăuda și le dădea grade și funcții și casă și masă și îi punea secretari și activiști și așa mai departe, lătrau împotriva lui Dumnezeu ca idioții, dar fără să gândească. Că de fapt tot își făceau cruce și ouă roșu la Paști și își botezau copiii pe dedesubt. Deci aceasta este îndrăcirea sau demonizarea intelectuală. După aceea este demonizarea minții. Ce înseamnă demonizarea minții după Sfinții Părinți sau după învățătura filocalică? Când omul strâmbă orice învățătură în mintea sa, Solomonul spune pe mai de-a dreptul, nebunului drepte sunt cărările în mintea lui. Adică cărările lui în mintea lui. Când o ia pe o direcție, păi nu-l mai oprești. El știe una și bună și are argument la toate. Chiar ieri am avut ocazia
să am o discuție mai cu ton, pentru că cineva venea să-mi explice mie cât de satanizat suntem noi astăzi, pentru că s-au inventat chipurile. Și i-am spus, dragă, deschide Sfânta Scriptură, citește-o toată de la A la Z și arată-mi într-un singur punct sau într-un singur loc unde scrie despre chip. Nu, că așa i-a spus ei, nu știu cine, doamnă, ți-o fi spus, eu nu sunt împotrivă. Dar nu a luat așa ca cățeaua prin gard și farmas ceapa la vecini. Oprește-te-o, leacă. Dacă noi avem un liber arbitru, dacă noi avem o înțelepciune, dacă noi avem o discernere, dacă noi avem o minte pe umeri și pe cap și eu știu că nu mă lepăd de Hristos și iubesc pe Hristos, sunt botezat, sunt spovedit, sunt împărtășit, cum poate cineva prin ascuns să-mi aducă hârtie și spune, tu ești unul din cei lepădați de Hristos? E doar părerea lui. Părerea mea vine din cuget, din inimă, din interior. Deci nu vine din afară. Când voi mărturisi eu și voi spune, mă lepăd de Hristos și de toate lucrurile lui, da. Dar cât timp nu mi se cere acest lucru și nimeni nu mă obligă să fac acest lucru, am accesul la potir, am accesul la biserică, am accesul la liturghie, am accesul la prescură, am accesul la duhovnic, am accesul la epitrafier, am accesul la cartea de rugăciuni. Deci mintea mea e sănătoasă, pentru că liberul arbitru eu îl dirijez. Deci nu mi-l dirigează ministru sau tehnicianul sau calculatoristul sau ciberneticianul sau cel din industria electronică care a făcut chipul cât bobul de orez. N-are decât să le implanteze când vor ei și cui vor ei și câte vor ei. Deci eu știu că sunt cu Hristos și Hristos nu-i chip, e adevăr. Și a zis, tot nu sunt convinsă. Și i-am spus, foarte bine, mergeți să vă convingeți pe parcurs. Și de ce vă spun că demonizarea minții e mai periculoasă? În momentul în care unui om îi explici un lucru și îl înțelege altfel, sau îi explici o cărare și o înțelege altfel, nu mai ai ce să discuți cu el. Omul e depășit de situație și trebuie lăsat în mintea și în direcția lui. Și această demonizare a minții duce la ce? La demonizarea duhovnicească și sufletească a omului. Sufletească și duhovnicească. Țineți minte, să nu amestecăm sau să le despărțim. Pentru că în momentul în care ai alterat mintea, luminătorul trupului este ochiul și luminătorul sufletului este mintea, primul pe care îl alterezi e sufletul. Și dacă ai alterat sufletul, ce este? De natură divină, duhovnicesc. Și demonizarea duhovnicească sunt legate una de alta, cum e scoica, sunt două cochile, viața e în mijloc, ele se închid și se deschid. Așa este și sufletul cu viața duhovnicească. Cât mergi în direcția lui Dumnezeu, sufletul e viu. Când ieși din direcția lui Dumnezeu, sufletul e mort. Și atunci ce se întâmplă? Demonizarea sufletească și duhovnicească implică trei lucruri. Pierderea Duhului Sfânt. Și prin ce pierdem noi Duhul Sfânt? Ne spune Scriptura. Cine schimbă o iotă sau o cirtă din lege, vrednică-i de ghienă. Cine schimbă învățătura Sfintei Scripturii, Apostolul Pavel, din cer înger, dacă ar veni anatema să fie, și Apostolul Pavel despre el spune, eu dacă v-aș vesti altceva decât a vestit Hristos, și până și înger din cer, să nu credeți și să nu ascultați. Deci în momentul în care tu ai reușit să strâmbi învățătura primită de la Dumnezeu, și aici când vorbim de învățătura primită de la Dumnezeu, lovesc în trei categorii. Morala educațională din viața de familie, că asta e datoria părinților, să-și educe copiii. Deci când vedeți copiii sălbatici și neascultători, ei nu sunt răi, ci sunt demonizați sufletește și duhovnicește, adică i-a cuprins spatimile, dar nu-i desperiat, că acolo de rugăciune e nevoie. Tinereța are și ea nebuneala ei. De aceea David și-a permis să spună, păcatele tinereții și ale neștiinței nu le pomeni, Doamne. Adică suntem în curs de învățare, suntem în curs de obișnuire cu viața și cu pragurile vieții și în același timp suntem în curs de acomodare cu societatea din jurul nostru. Și societatea are și bune și rele. Știți că în Psalmul 11, versetul 8 spune așa, când oamenii de nimic se ridică sus, nelegiuirea mișină pretutindenea. Dacă ai niște stăpâni
cum nu trebuie și oamenii cum nu trebuie. Adică cu nebuni, nebuni creezi, cu deștepți, deștepți creezi. Și atunci e firesc să fie ceea ce vedem în jurul nostru, dar rămâne Duhul discernerii, care spune așa, eu sunt cu toată lumea, dar cu nimeni. Sunt prieteni cu toți, dar cu nimeni. Adică ei fac ale lor, bună ziua, Doamne ajută, dar eu fac ale mele. Și atunci, sigur, te-ai detașat, exact după cuvântul ăla al Scripturii, viața și creștinismul sunt de obște, dar mântuirea e particulară și individuală. La judecată nu stăm în grup ca azi la predică. La judecată fiecare în parte, cu balanța lui, cu faptele lui. Și atunci, în momentul în care te-ai demonizat duhovnicește și sufletește, ai două șanse. Să devii eretic, să devii sectar, să devii necredincios, să devii hulitor. Și apoi nu numai erezia. Dacă faci yoga, tot o îndrăcire duhovnicească este. Dacă faci reiki sau radiestezie, tot o îndrăcire duhovnicească este. Pentru că el vine și spune, da, părinte, dar și noi ne rugăm, drag. Singurul loc de rugăciune pe care l-a lăsat Hristos omenirii și umanității post și după el, a fost acesta, biserica. Hristos n-a făcut liturghie în mijlocul tarlalei. Hristos n-a stat pe stadioane, n-a stat în casa de cultură, n-a stat în cămine culturale, în săli polivalente și pe locuri unde se joacă fotbal. Deci Hristos a spus așa, casa Tatălui meu, casa de rugăciune se va chema. Deci următoarea îndrăcire este îndrăcirea sufletească și duhovnicească când omul își pierde dreapta credință, dreptarul dreptei credințe, învățătura dreptei credinței și măsura adevărului. Și de aici suntem în întuneric, de aia și spune Evanghelia, foarte frumos, Doamne, dați că vă spun imediat când îmi vine în minte, în moment, da, Apostolul Pavel, Doamne, Tu mântuiești pe cei ce Te mărturisesc în adevăr. Deci iată ce frumos, Tu mântuiești pe cei ce Te mărturisesc în adevăr. Deci, nu orice fel de mărturisire, ci în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Mergând, învățați toate neamurile, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Mergând, botezați toate neamurile, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Deci, iată, după îndrăcirea duhovnicească și sufletească, ce vine? Îndrăcirea materială. Îndrăcirea materială are și ea niște etape. Și v-am spus de multe ori, luate-ar dracu de vacă, luate-ar dracu de capră, luate-ar dracu de găină, luate-ar dracu de gard, luate-ar dracu de fântână, luate-ar dracu de copil. Sunt vorbe populare românești. Să nu uităm de ele. De ce vă spun lucrul acesta? Este un mod de a-ți binecuvânta lucrul mâinilor tale și al dăruirii sarsaile. Și apoi mănânci lapte de la vaca dracului, ouă de la găina dracului, crești copilul dracului. Scrie în cărțile lui Mândiță, în oglinda duhovnicească, că în timp ce o mamă spunea această vorbă, Satan a venit și a luat copilul de mână și a întrebat, dar tu cine ești, ce faci? Păi sunt diavolul, nu mi l-ai dat mie? Păi nu, dar e al meu! Îmi pare rău, ai spus, luate-ar dracul și am venit să-mi iau prada. Și a spus femeia, vreau să-l salvez. Strigă la Hristosul tău atunci, că eu n-am cum să ți-l dau. Și când a strigat la Dumnezeu, a dispărut Satana și a rămas copilul lângă mamă. Deci așa că vorbele se cântăresc. O a doua demonizare a materiei, despre care în vorba și proverbul popular noi obișnuim să spunem cam așa uneori, să dea Dumnezeu să pot face cu tare, să dea Dumnezeu să termin cu tare, să dea Dumnezeu să rezolv cu tare. Deci aceea este materie îndumnezeită. Sfințirea temeliei casei, sfințirea stânii, sfințirea ugorului, sfințirea viilor, sfințirea grădinii, sfințirea camerelor, apartamentului sau ce ai făcut tu. Dar, în același timp, pe lângă faptul că omul sfințește locul, omul și spurcă locul. Și vă dau o singură pildă ca să înțelegeți lucrul acesta. Într-un loc, acolo unde noi numim astăzi laboratorul diavolului, discoteca, acolo nu se fac fapte bune, acolo trebuie dat cu aghiazmă din jumătate în jumătate de oră, că dracii vin în batalioane și pleacă în batalioane. Acolo se fac toate nenorocirile. Cazinourile, casele de toleranță, birturile, crâșmele,
acelea sunt a lui Dumnezeu numai când oamenii beau cu măsură și nu se îmbată. Deci trebuie să știți lucrul acesta. În momentul în care locul acela atrage blesteme, că e de vădană, că e de soacră, că e de soră, că e de mamă, că e de tată, că e de fiu, că e de cuscră, că e de noră, toată lumea blestemă aceste locuri, spune, lua iar dracul cu crâșmele lor și cu locurile lor, uite, nenorocesc familia. Ei, toate alea sunt a lui Satana. De ce? Pentru că sunt lucruri care zmintesc și tulbură sufletul omului și îl scoate din făgașul cel bun. Și în Scriptură scrie clar, bea, mănâncă și te veselește, dar cum? Cu măsură. Apostolul Pavel, toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Vinul întărește inima omului, pâinea întărește inima omului, vinul veselește inima omului. Dar nu scrie nicăieri în Scriptură să nu bei, ci scrie să nu te îmbeți. Nu scrie nicăieri în Scriptură să nu mănânci, să nu te îmbui. Nu scrie nicăieri în Scriptură să nu ai avere, să nu dai în lăcomie. Deci iată cum apare îndrăcirea materiei. Deci în momentul în care tu ai pus bani de mormântare deoparte, n-ai greșit. În momentul când ai pus bani pentru copii la școală, n-ai greșit. În momentul în care ai pus bani deoparte pentru zile negre și medicamente, n-ai greșit. În momentul când ai pus bani deoparte să faci copilului casă, n-ai greșit. Dar în momentul când faci 10 case, deja nu mai ești om. Și cineva va zice, da, dar e dreptul meu, fac ce vreau cu banii mei. E adevărat, nici nu interesează pe nimeni ce faci cu banii tăi. Dar ne aducem aminte o pildă din Scriptură în care unul ca noi care gândim așa a spus așa: ce voi face eu cu atâtea bunătăți? Voi strica hambarele și mai marile voi zidi. Și voi pune acolo bunătăți și averi și plăceri pentru mulți ani. Și voi zice sufletului meu, bea, mănâncă și te veselește că ai de toate. Deci ați văzut? Deci asta este îndrăcirea materiei. Să aduni fără rost, să aglomerezi fără rost, să stochezi fără rost. Păi cine strică echilibrul economic într-o societate? Omul. Aude că nu o să fie pâine. Umple o magazie cu pâine sau cu făină. Aude că nu o să fie ulei. Umple o magazie cu ulei. Nu-și dă seama că cu cât e mai vechi, e mai dăunător sau își strică sănătatea. Dar cumpără să fie cumpărat. Dar ce să facă cu banii? Deci asta denotă că n-avem măsura dreptei socoteli. Toți Sfinții Părinți spun, orice este îngăduit omului, numai abuzul nu. Adică multă agoniseală fără explicațiune. Că un om mănâncă 3 farfurii, că un om mănâncă 4 farfurii, că un om mănâncă 6 farfurii, mâncare e un dar de la Dumnezeu și slavă ție, Doamne, curge pe pământ. Da, în momentul în care tu stochezi și cel de lângă tine moare de foame, să se pare un lucru creștinesc, nu mai este creștinesc. Și de aici întâlnim ce? Întâlnim celălalt bogat care umbla în purpură și în vison. Lazar stătea și îl lingea câinii pe bube. Iar când a ajuns în iad, repet, când a ajuns în iad, a zis așa, Lazar, Doamne, Părinte Avrami, dă o picătură de apă că rău mă perpelesc. Știți ce a spus atunci Dumnezeu prin Avram? Adu-ți aminte că pe pământ le-ai luat pe cele bune. Acum le iei pe cele rele. Dar de ce să nu fiu eu înțelept ca Iov și ca Avram și să iau și pe pământ și în cer? Cine era Iov? Un om care avea slugi cu brâu de aur, 100. Cine era Avram? Un om care avea turme și averi și putere și care era plăcut lui Dumnezeu. Deci ce mi-e greu să fiu bogat și plăcut lui Dumnezeu? De ce mi-e greu ca la masa mea fărmăturile să le mănânce câinii și rămășițile mai mari să le mănânce săracii? Și în felul acesta ți-ai agonisit bogăția cea trecătoare pe lângă cea viitoare. Îndrăcirea trupească! Îndrăcirea trupească are și ea la rădăcina ei ce? Patima! Și aici mă opresc de unde am plecat. Care este primul semn al îndrăcirii trupești? Trupești. Căutarea prilejului de a păcătui. Războiul nevăzut Nicodima Ghioritu.
Căutarea prilejului de a păcătui este legat de minte și rațiune. Ce face un șofer când merge cu tirul, de pildă? Mai dacă aș întâlni eu o bunăciune. Se întâmplă că dracul i-o scoate în cale. O ia și greșește și a săvârșit păcatul. Nu e o problemă. Dar o face și mâine, o face și poimâine, o face și altă dată. Și la un moment dat ce se întâmplă? Apare patima și pofta și dorința aprinsă, care la rândul ei se transformă în ce? În a doua fire și în obișnuință. Iar după ce s-a transformat în a doua fire, în obișnuință și lupta în fire cu păcatul, deci pe de o parte ai vrea să nu greșești că ți-i silă de tine, dar pe de o parte nu te mai poți stăpâni și ți-ai intrat în obișnuință și vrei și dorești cu orice preț lucrul ăla să-l îndeplinești tot timpul, adică știi ce îl deranjează pe Dumnezeu, asta vreau să înțelegeți. Măsura în care nu te poți stăpâni. Dacă vine unul și spune, Doamne, am greșit odată că mi-a fost poftă. Te pedepsește și te iartă. Dar când tu îi spui, Doamne, nu-mi pasă, greșesc că fac ce vreau eu, că e viața mea și fac ce vreau cu ea, deja pe Dumnezeu îl deranjează. Ei, asta este îndrăcirea trupească. Că ai băut și te-ai îmbătat odată, o faci oricine. Că te-ai îmbătat de două ori, o faci oricine. Că te-ai îmbătat de trei ori, o faci oricine. Dar când începi să o faci zi de zi, deci nu mai ești omul, ești animalul. Că ai fumat o țigară, nu e o problemă. Că ai fumat două, nu e o problemă. Că ai fumat trei, nu e o problemă. Dar când ai fumat un pachet pe zi, nu mai ești omul, ești băi animalule. Și e greșit să spui animalele, pentru că animalul n-ar face așa ceva. De ce vă spun lucrul ăsta? Ca să facem diferența între patimă și poftă și obișnuință. Criminalul. Trece un șofer cu tirul pe stradă și omoară un om din viteză. Nu s-a asigurat omul. Ăla nu-i criminal. Sparge unul casa și bagă cuțitul în tine, în pat. Aia e dorința de a omoare. Deci e o diferență. Acolo e îndrăcirea trupească. Ai desfrânat, da, ești tânăr și nu știți, ai găsit prieteni și tensori. Dar după ce te-ai însurat, ce mai cauți aiurea? Îndrăcirea trupească. De ce lucrul ăsta? Ca să înțelegem cât de stăpâniți suntem de patimă, de poftă și de obișnuință sau de a doua fire a păcatului. Și atunci, în momentul respectiv, ne punem întrebarea. Ce urmează? Spun Sfinții Părinți, în treapta a șasea, a cincea, a șaptea, a opta, a noua, este păcătuirea, pofta de a păcătui, dorința de a păcătui, obișnuința cu păcătuirea și a doua fire. Deci nemai a putea scăpa de patimă. Și de unde știm lucrul ăsta? Părinte, vreau să mă las de băut, dar nu pot. Vreau să mă las de fumat, dar nu pot. Vreau să mă las de destrăbălări, dar nu pot. Vreau să mă las de furat, dar nu pot. Aș vrea să nu mai fiu rău, dar nu pot. Deci acest nu pot înseamnă îndrăcirea trupului. Și de aici vine treapta a zecea. Babele nici nu știu să o folosească. Vine și spun ca să pare interesante la spovedanie. Am avut gânduri de deznădejde. Zic, și ce e deznădejde? Deznădejde este tot un fel de ateism, când crezi că Dumnezeu nu te-ar mai putea scoate. Iar Tihon de Zadonsk, în grădina cu flori duhovnicești, spune așa. În momentul în care omul nu mai are încredere în marea milă a lui Dumnezeu și se vede prăbușit de muntele de păcate pe care îl arată diavolul, acela a pierdut Duhul Sfânt și se cheamă deznădejdea sau părăsirea de har. Ăla e foarte rar. Voi habar n-aveți măcar ce înseamnă o deznădejde. Noi avem orgoliu. Când nu ne ies o treabă, ne enervăm pe toată lumea, dar aia e cu totul altceva. Iar în cazuri de deznădejde, iei creta și tai dez și rămâne numai nădejde. Ai venit la spovedit, l-am împărtășit la biserică și te-ai îndreptat. Dacă te-ai lăsat dus în deznădejde, apare următoarea etapă, 11-a și a 12-a, adică pe lângă deznădejde, dorința de a scurta viața, ceea ce vedeți voi la ProTV la ora 5, unul sare în fântână, unul sare apă, unul sare din tren, unul sare din mașină, e treaba lor. Și în momentul următor, după sinucidere, moartea veșnică a trupului și a sufletului și iadul cel fără de margini. Și cineva spune, dar dacă Dumnezeu e iubire, dar dacă Dumnezeu e bunătate, dar dacă Dumnezeu e pace și dragoste, de ce l-a lăsat să ajungă așa?
Nu l-a trimis Dumnezeu la băut, nu l-a dus de mână la bufet, nu i-a cumpărat Dumnezeu țigări, nu i-a scos Dumnezeu bunăciunile în cale, nu el l-a pus să spargă ușa la om să-l omoare, nu el l-a pus să spargă magazinul și să fure, ci s-a dus după liberul lui arbitru de bunăvoie și acolo e locul lui. Este o vorbă, ce ți aștern, așa dor. Cum îți pui, așa mănânci. Cum îți așezi, așa te odihnești. Deci Isaac Siro are o scurtime acestei fraze și spune așa: faptele tinereții sunt odihna bătrâneții. Ai fost credincios și serios, ai de ce trăi. Vin nepoții, vin copiii, vin nurorile, vin din urmă urmașii, te ajută, te sprijină, te caută când ești bolnav, au grijă de tine, te sprijinesc, te consolează, sunt alături de tine la o suferință, îi ajut și tu cât poți și o mare armonie. Familia adevărată creștină înseamnă copii, mamă, tată și bunici. Dacă sunt și străbunici, Doamne ajută, foarte rar. De ce vă spun lucrul acesta? Pentru că această îndrăcire trupească a umplut spitalele de nebuni, auspiciile, pușcăriile, școlile speciale, școlile de corecție și toate instituțiile acestea educațional-morale ale societății. Dar acolo nu se face educație. Educația se dă acasă, după proverbul popular, a celor 7 ani de acasă. Și un copil, ca să nu se demonizeze trupește, trebuie să-i aplici întotdeauna, cum spune Solomon, o jor de la fund, să știe că ce este da, este da, și ce este nu, este nu. Și ultima, îndrăcirea sau demonizarea propriu zisă, este cea din Evanghelia noastră de astăzi, despre care eu n-am vrut să vă vorbesc, că ați auzit de atâtea ori că Iisus a fost în Gherghesa, că i-a scos pe draci afară, draci au fugit în porci, porci s-au dus în mare, dar a rămas ceva important. Ia să vedeți voi ce s-a întâmplat mai departe. Nimeni n-a fost atent la finalul Evangheliei vreodată. Porcii s-au dus în mare și s-au necat. Și acum vă întreb pe dumneavoastră, ce treabă are dracul cu mortăciunile? Nici o treabă. A ieșit din porci și s-au strecurat în chip nevăzut în toți oamenii din ținutul acela. Deci ați văzut? Marea iubire a lui Dumnezeu în această operă a Evangheliei de astăzi a venit în ținutul gherghesenilor cu treabă, nici de cum de grija demonizaților. S-a luat cu demonizații în discuție. Cei de azi au o discuție simplă pentru că evanghelistul de astăzi este un tip la obiect, deci nu este un om care să vorbească mult, dar celălalt evanghelist care tratează demonizații spune la un moment dat că Hristos a-și întrebat: drace, care ți este numele? Legion! Legiunea romană avea până la 1000 de soldați. Dacă erau 2, era 2000 de draci. Dacă e turmă de porci, clar că erau câteva sute sau mii. Ce au făcut draci? Au ieșit frumos din mare, din porci, că porci s-au dus în treaba lor mâncare peștilor, au intrat în oamenii ținutului acelea. Și ce au făcut oamenii ținutului acela? Aici e taina. Fiindcă nu erau pregătiți să primească pe Hristos, nu erau pregătiți să primească Evanghelia, nu erau dornici de calea mântuirii și de lumina mântuirii, au venit să-L vadă pe Iisus, că au rămas mirați. Cum de când a apărut omul ăsta la țărmul satului cetății noastre, e un deal așa frumos, înalt, duce undeva spre Arabia și Marea Galilei este imediat în stânga, deci am călcat prin locul acela. Și doar stânci. Probabil cândva au fost și cetăți și, într-adevăr, pomii și peisajul care e acolo înlesnește creșterea porcilor, probabil prin roșcovele acelea care cresc fructe de asta de pământ, cum se spune, pe care le râmau porci și le mâncau. Ce au făcut oamenii aceia? Au venit în jurul lui Iisus, s-au uitat la el și a spus așa: știm, uite, cine ești, dar avem o dorință. Pleacă din ținuturile noastre. Ați văzut ce frumos au răspuns dracii? Ați văzut ce frumos au răspuns dracii la întrebarea lui Iisus? Și aici vă pun în dilemă și vă dau tema pentru acasă, că mai avem doar 2-3 minute. Deci Iisus putea să se laude: eu sunt Fiul lui Dumnezeu și vă rog ca să ieșiți. Nu, El i-a certat și dracii au plecat singuri, ducându-se în porci. Dar, în același timp, ca să-i arate lui Iisus că nu se supun, au vrut să râdă de Iisus și să-i spună următorul lucru, draci. Asta a fost mesajul lui Sarsailă.
Nu te mai chinui, Iisuse, degeaba, că nu numai ăștia doi sunt drăciți. Ăștia au depășit măsura normalului și noi îi zghihuim acum, îi chinuim. Dar toți din ținutul ăsta au draci în ei. Și o să vezi tu când ne manifestăm noi și toată legiunea noastră cam ce sunt în stare. Și și-au dat concursul dracii, tulburând mințile, exact ce v-am spus, îndrăcirea minții, îndrăcirea intelectului, îndrăcirea sufletului, îndrăcirea duhovnicească și trupească, și i-au demonizat pe toți. Iisuse, te rugăm să pleci din ținuturile noastre. Deci ăsta a fost răspunsul care l-au dat dracii lui Iisus prin cine? Prin oameni. Nu mai tulbura locul ăsta că n-ai succes. Și ca să vă fac să înțelegeți mai bine pilda, că de asta mi-am lăsat 2 minute la urmă, se spune că odată mai de mult, cred că v-am mai spus odată, a venit Satana la Dumnezeu Tatăl și a spus așa, tot ai jertfit pe fiul tău, deci tot ai jertfit pe fiul tău pentru mântuirea lumii, ia vino cu mine. Când s-a dus, biserica goală. N-a zis nimic Iisus. S-a dus în crâșmă, plin, s-a dus în discotecă, plin, s-a dus în cazinou, plin, s-a dus la târguri, plin, s-a dus pe la locurile de distracție, plin, la casa de randevu, plin, prin piețe, prin ulițe, prin unde se adună lumea la hărhăială din asta umană, fără rost, vorbărie goală. Și a zis Satana lui Iisus, îți place Iisuse pentru ce te-ai jertfit? Este apropo predicii de astăzi a demonizațiilor din Gherghesa. Și Iisus i-a spus așa, nu mă dau învins, dar recunosc că fiii mei pentru care am suferit cruce și sânge și moarte și înviere, nu prețuiesc cum se cuvine această taină și acest dar dumnezeiesc. Dar am să te chem și eu într-o zi pe tine, când nu te aștepți și o să vedem atunci. Și i-a spus, tu să fii pe fază, că eu am să trec să te anunț și să fii gata de plecare. Gata, Iisuse, la orice oră vrei și când vrei, voi veni cu tine. Cu o jumătate de oră înainte de noaptea de înviere a Paștilor, s-a dus Iisus la demon și i-a spus, să mergem împreună și să colindăm lumea. Discoteca goală, crâșma goală, birturile goale, stadioanele goale, locurile de bâlci și panoramă goale. Și a zis, unde sunt ucenicii tăi? Păi Iisuse, chiar m-ai luat prin surprindere, nu-mi dau seama ce se întâmplă, nu-ți dai seama? Hai să-ți arăt eu. Și a luat bisericile într-un zbor pe deasupra pământului la rând și a spus, vezi cât s-au adunat la casa tatălui meu? Și a zis Satana, de ce? Hristos a înviat cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Deci adevărata viață veșnică este la picioarele lui Iisus Hristos. Nu în Gherghesa, nu în ținutul demonizaților, nu în Evanghelia de astăzi, ci la casa lui Dumnezeu. Cel ce vine la mine nu-l voi da afară. Amin.